Pagubă însemnată pentru localnic din Cizer, care s-a trezit vineri seara cu mai multe bunuri depozitate într-o anexă gospodărească care au luat foc. La aflarea veștii, fiica proprietarului a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii și mleoani din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolism al județului Sălaj au fost solicitați să intervină vineri seara pentru a stinge un incendiu izbucnit la o anexă a unei gospodării din localitatea Cizer. În data de 7-11-2014, secția de pompieri și mleu Silvaniei din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolism al județului Sălaj a fost solicitată să intervine la un incendiu izbucnit la anexa unei gospodării din localitatea Cizer. Cauza probabilă de incendiu a fost amplasarea necorespunzătoare a unor materiale combustibile față de o sursă de încălzire. Au ars diferite bunuri depozitate în anexă, o căruță, două drujbe, o circulă și aproximativ 60 de metri pătrați din acoperiș. La aflarea veștii, fiica proprietarului s-a speriat și a primit îngrijiri medicale de la un echipaj murd de la Șimleu care a transportat victima la spital.